Vino în coace, Fustanici! Primarule, ascultă la mine ce vorbesc acum cu tine. Dacă zic că plătă, că pe ce e mai de calculă, că a strințul vine la urmă, și că spăcuște nevărat, o să bate cu un distrâns, se cu-i chestii cu orice preț. Păi să-mi bate cu dacă unde vreți să iasă, dar din mult mai bine ca să-i dăm un porc de casă. Așa e! Fălmatic! Thank you.
Uite, de dat. I-am dat lui câte ceva. Cine știe cât o să vrea jertă pe ea? Hai, nu-i dat și gata. Ușor de zis. Și de făcut. Veți vă crede proști. Faceți până pricepuții. Da, da, de dat. Da, trebuie să-i dăm ceva. Dați, da, da, nu cât vrea el. Da, mai e ceva. Mai este și prințul. Știi câte de hap să... Așa e, cum e sluga și stăpân. Mai ales că, vezi, i-a spus că noi ne-am fi mâncat tot vânatul din pădure. Mă, trebuie îmbrăcat și prințul neapărat. Da, 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 vezi, zice că ne învață el cum să-i facem așa o primire. Da, înțeleg, învățătura lui Vebs are să vă costă. Da, bineînțeles, are să ne costă. Hai, lasă, uite că vin concilieri. Haide, curaj! Curaj, nu vă mănâncă, nu mai dă și boaie. Hai, hai, hai. Înălțime, s-a adunat consiliul. Aici, Mazurul. Ăsta-i consiliul. Ăsta-i consiliul. Urât și proști. Și când dați un gandu, parcă sunteți și mai proști. Dar nu că sunt fricoși. Așa e, așa e, băi. Nu râde, nu râde. Situația voastră este gravă. Hai cu bună, băi, țară. Da, să văd ce pot face pentru noi. Ia spune, primarule, câte pale sunt în casa comunală? Cam câte trebuie să fie înălțime? Multe! Comună săracă! Comună săracă! Ne-am zis pușcat pe tot, frate! Tot, toți! Oi! Înălțime, s-ar mai găsi una. Oi? Sălbatic, da. Unde? În curtea lui Otto Spiegel. Ha! Pe ăla-l știu și eu. Este porcul cu ștampila pe popo. Ai ștampila! Ei, înălțime! Să fii ca așezat și el așa pe vreo ștampilă din greșeală pe ea de stradă. Da, dracu, fii! Atunci să fim siguri că nici înălțimea sa nu o să vadă ștampila. Consiliul va depune în mâinile mele o garanție. O mie vreau! Am zis! La băi, când va veni înălțimea sa, va trebui să trageți clopote. Aveți clopote? Avem, la vaci? Da, la vaci! La vaci? Pe ăla, să la gândi spun la cât, băi, cap de caură! Băi, nu aveți, băi, clopote la biserică! Avem, avem, avem! Avem unul singur, dar punem să-l tragă de două ori. Mai departe, bani, bine, să-l tragă de mai multe ori. Apoi, unde voi va trebui să țină o cuvântare? Da, 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 da. O să țin eu. Bine. Și când vorbești tu, ceilalți se tragă cu puștile. În mine! Nu în tine, mă, în văzduh. Dar de ce înălțim? Să nu se audă ce prostii vorbești. Apoi, tot unde voi așa mai răzvăit, vă dați frumos. Da? Va trebui să iau fel de înălțimii sale, un cadou ceva să iau. Așa. Ei între voi nu mai răsărit și mai frumos? El înălțime, el e cel mai răsărit. Da, prea crescut, dar trebuie să nu dă mai mult. Ăsta-i mai răsărit, da. Ține de bine. Ia când îl coași așa. Mă, tu ești de genunchi sau în picioare acolo? Iată-ne, rău, iată-ne. Ce poți să oferi tu înălțimii sale? O stacană de rachiu. Am eu un rachiu. Rachiu. Te pleci după cap, mă, să-ți mai învineze mintea. Eu spune, mă, când ai furat, mă, din primărie. Să pun, ce să pun? Te-am întrebat ce? Te-am întrebat cât? Nimic, garanție. Nimic. Va depune garanție de 1000 dolari? Cu bună seara! Și până apoi tot ce a furat din primărie. Da, da. Mie, Florin! Hai! N-am atâta nu ține. Nu e atâta. Ia vină încoace. Cât ai la tine? 85. 85? 83. Mă rog! Mai greu. Mă rog! Mai greu, da. Te reduce la 1000 la 85, ținând cont că este mult prea prost. Da, mult mai mult. Cu bună sărac! Cu bună sărac! Apoi, când va veni înălțimea sa, o fată frumoasă și nouă, ei va oferi prințului un buchet de flori. Aveți o fată frumoasă și noțimă? Bună sărată! Nu mai nici fete nu mai aveți, bă! Puneți în pușcată și plătea! Înălțime, înălțime, s-ar mai găsi o fată cu garanție. Da? E noțimă? Oh, baina! Ia vin
terminat la ședima. Zici că e nostru? Așa zice soțul. Oai, acum am o fată să... Păi, mai ce ai, că nu prea mai e fată. E așa! Te-am văzut, bă. Dar de ce un pic? Nu i-a murit de tot bărbatul. Ba da, înălțime, nu a murit de tot. Dar de ceilalți, parcă am divorțat. De ce? Am mai avut încă doi. Patru cu bunăvoința înălțimii. Patru? Patru? Nu, dar fată mare! Nu e mai pomenit o mare! Mă de bine pe aia în tine, domnul Nicolin! Te-a onorat, ca să zic așa, cu înaltă amiciție.
Și pentru asta vrea să mă însoare între mine. Da, pentru că amicul ei trebuie să pretindă, nu, garanții de seriozitate. Adică, sora! Exact! Perfect! Dar soția, nu are eu! Na-na, dumneata fiind neserios, alegerea o va face prințesa, pentru că aleasa să fie, într-adevăr, o ființă serioasă. Și eu? Cum să mă sor așa pe de la pocăr? Mm-hmm. Ce fel de sora tare este omul de bine? Prudența ai greu, dacă mă însoare, face partică din pară. Mă voi la iar, mă voi la pare, și voi să te mai uiți la ar. Dar dacă spune că nu te iubesc, dă și că te pesmășesc. N-am amintit! Te rog să crezi! Te văd eu cum să procedezi! Mai bine atunci, băie la clar! Dacă ea ta plânea! E tot ce crezi! Tot ce crezi! Și ce crezi! Cuvântezi! Sigur pot să spui că sunt o mai bună! Cușava! Secundat! Secundat! Cine far! Pentru tine! 4.000 de florini! 4.000 de florini!
Da, ok, vede lungi! Care e dreptat, acioară? S-au dus bani, eu zvoară! Acioară, de ce? Stai, că nu mă, idee genială! O idee cum? Genitală? Tu! Eu! Da! Păi așa, zici că oamenii de aici nu cunosc prințul. Apa n-au cum arată. Bun! Mă dau eu de prințul și fac mie primire. Ei, ce zici? Că ești nebun. Păi dacă se află? Se află nimic. Gândește de unghiule, astea nu putem să facem 4.000 de florini. Aole, 4.000 de florini. De care nu mai știu cu cât de greutate. E auzi și ceva. Hai să... Hai să-ți mă bani, vină-mi așa, vină-mi așa. Păi trăim cu 4.000 de florini. V-am spus că prințesa avea să facă soțul ei o surpriză și să vină pe neașteptate acina culoare. Și baronul vei spune? Bineînțeles, baronul a plecat înainte să organizeze vânătoarea. Ei, ascultă, cum va abată? E bine. O, da, baronul vei se poate. Thank you.
ce? Ești sârfnoasă? De unde ești, Fetico? Nu ești din satul nostru că te-aș urma? Nu! De Dincolo! Și cum te cheamă? Greta! Greta! Și unde mergi, Greta? Ne ducem în slujbă, să facem o slujbă. Măi, măi, ești bună de cinste! Și băbuța merge cu viața de păzească. Usa! Băbuța, nu? Lata! Acest loc frumos de aici! Îți plac? Mi le vin? Îmi bucură? Cât să-ți dau pe ele? Un sărutat! Extraordinar! Și cu țara noi, dole, asta cochetează! Hai, nu te supăra, băbuță, că nu ți-am cerut ție! O să mă ținit o săptămână! Eu cred că pe timpul să mergem! Acum să meargă cine mai bun? Lui Cristina, locotnica mea, să nu vă găsească aici că e de rău! Da, asta e mai lipsit, hai să mergem! Dar să lasă că fac pe cinste, așa! Să mai vină un an! Dar să aduc o oră cu furtul mai în furt! Bine, Greta! O, ai foarte mare! Aoleu, și-a uitat trăcimea, zice! Mă Cristina, că-i de rău! Lasă, când am curunat, să-ți ajut eu. Când am curunat, o să ai și tot slujba ta.
Păi ce, n-am meșteșugul meu? În afară de asta, o slujbă! Lasă că ți-am și găsit! Mi-ai găsit o slujbă? Da, știi că prințul vine azi aici. I-am făcut o jalbă, am zis înainte să-i dau și am să-i spun și o poezie. Nu, Cristina, te rog frumos să nu faci asta, că mă supă. Eu le-o te sărut și te pas. Nu. Nu? Nu? Nu vrei să te sărut? Nu. Bine. Cristina, stai! Nu, la! Stai! Stai, fiindița mea! Am făcut eu atâtea cuiburi păsărelelor mele. O să fac unul și pentru noi. Cuiburi nostru, da? Da, Cristina. Cuiburi nostru. Ba da, părință! Ai intrat în pavilion cu un domnișor de la
stați așa plouați, hai fiți mai greșe și strigați uroar! Come on.
acest buchet îl poți amla. Domnul ăla, adiță sa! Thank you.
În sola vânătoare, visul nostru a plecat, sunt puște căprioare, sau chiar și alfărat. Prin mușii voi încuste, cu plânge nu știu cum, hop, cu vânat cu fuste, ieși deodată în drum. Hold
silențiu, că fără discursul, tot atât promii pasii de iludiți. Sunt spaima ta viitorului, de care ați văzut noi. Sunt spaima ta viitorului, cu care îi plătesc să și ca examinator, misii și comisiuni, și gratificațiuni, ba chiar și decorațiuni, ba chiar și decorații. Ține și tu ții. Candidat, Zoologia! Nu, dar ce? Ia asta
vadă dacă mă cunoaște pe mine? Câte păsări de cafe cunoaște candidatul? Multe. Multe? Nu multe, multe! Multe, multe, dar cam câte? 1793. Câte? 1793! Wow. Ăsta-i cult, colega! Mult mai cult ca noi, colega! Poate, domnul candidat, să numească aceste 1790-ceva de păsări? Da, poate. 1791 de găini și doi lepsoi! Răspunsul nu e deloc rău. Este chiar... Nu, poate... Eu nu e... Este genia! Ce? Domnilor, pe unanimitate, jurul declară pe candidat reușit pentru postul de șef al cuțelor de păsări. Au! Nu se poate așa ceva! Nu știe! Eu știe să fiu prescris la examen! Nu vreau nimic de la prinț! Nu vreau! Dar vrea prințesa închirițatului. Care prințesă? Nici o cunosc! O să o cunosc. Acum ai dau de față. Prințesa a aflat ce mi-a făcut prințul cu Cristina Pavilion, nu? Și acum încearcă să mă despăgubească. Să zicem că așa e. Bine, atunci îl primesc. Ce gândi într-o slujbă? Chiar, merge domnul profesor să ții slujba din primire. Hai, profesor, aș vrea să vă dau! Nu, 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 nu! De băut, un vinișor, facă cinste! Hai, 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 hai! Bun! Bun! Și ce balauc? Respectele mele, înălțime! Ăsta mai lipsa. Ce cauți aici, primarule? Ce cauți? A venit cu fata. Care fată? Care fată? Cristina! Și care-i Cristina? Cristina, fata de la Poștă. Aia care a intrat în pavilion cu prință. Cum ne-am înroșit, domnule? Ai adus-o aici la palat? Și de ce unde am adus-o? Ea m-a adus pe mine! Și tu plăbești acolo? Ea m-a adus pe mine să depun mărturii că e fată cinstită. Tot fatul, tot fatul pune, tot fatul pune mâna a făcut pentru Cristina că e fată cinstită de aceea. M-au trimis pe mine, în calitate de primar, să pun mâna a făcut pentru ea că e fată cinstită. Ce? Nenorociților, dacă apă prințesa, dacă apă de 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 prințesa, plecați cu cei de la plată. Ai înțeles? Da. Acum, plecați! Acum plecăm. Da! Da, de luat-o luăm, da. Dacă luăm fata, cum rămâne cu garanția? Cu onoarea și cu garanția, cu onoarea... Onoarea și... cui? Onoarea fetei. Păi dacă vă ocupați dumneavoastră de onoare ei, ce bine să te puneți așa, să spunem o garanție, că iese fata cu fata, cu fața. Fata, fața cu fata, fata cu fața cu fata. Ce garanție? Păi să spunem... 2000 de florini, cât a fost garanția pentru văduva noastră. Cât? Pentru 2000? Ha! O să-i pun gând din cu ăla! Vreți să spuneți toți în cășie! Toți primăule, toți primăule. Taci! Taci din gură. Bine, poftim pentru onoarea fetei 2000. Poftim aici. Păi, una, eu și pe-a. Așa, 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 cumva, gata. Dacă tot un braț rac, deci cheleaua aceea, n-ar fi mai bine să rezolvăm și cu onoarea porcului. Adică a ta. Nu, a porcului. Ce vreți să plătească el garanție de porc sălbatic dacă are onoarea să fie porc? De asta, domnul de casă. Ștampilă. Bine, poftim mai ștampilatele. 500. Nu, 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 că 1500 a fost garanția porcului domestic. Ce vorbești, masă? Da, masă, e mult. E mult? E mult? E, garanție de care nu mi-a luat. Ce culică asta, primarul. Bine, poftim. Ia aici! Te duci? Așa. Ești fata bun și dispărești de la curte. Dar de ce să iau? Acum, n-are decât să facă ce poftește.
Treaba e, da? Da. E bine, atunci dau eu afară. Da, vezi de cât. Dar nu doi vă dau afară. Castelul dumneavoastră, garanția mea, faceți ce vreți. Aici mi-a spus că mă așteaptă, dar omul vezi. Prin ce o să dau ăla? Am încăcat. Așa, e scump pe domnule. Sărut mâinile înălțime. Da, ce gata. Și eu așa, cu bătrânețele înălțime. Da, ce bătrânețe, cochetule, că te văd verde și înfipt ca un brad. Așa-i, că bradul-i verde până mare și tot sătos în picioare. Lasă, lasă, că am auzit eu de ispravile dumneavoastră. Ce? Ispravile? Ne scutim, înălțime, ne scutim, mă jur la sufletul meu că sunt curat. Dacă ar fi adevărat... Nu mă curat! Ca apa din pot, limpede și curat. Că și eu, de 27 de ani, am fost victima inocenței mele, dar tot candid am rămas. Așa e, trebuie de poate că înălțimea voastră care le aveți de toatele, nu vă lipsește de niciunele. Nu lipsește? Dar cum să-mi lipsească? Tocmai dumneata spune asta. Să dăm la mine, mă văd eu. De ce ai zis? Da, vorbeam așa, cu sine mea personală, înălțime. Nu, cu peți, să-mi spui și mie. Doamne, Vado. De cum aș puteza eu înălțime? Fericit pe mine în ce fel? Mă duc să văd, să nu ne audă cineva. Înălțime? Aoleu, măi, asta a mâncat păcută? Cum eu sunt bea? Bea. Înălțime, sunt bea. Ești beat de fericit. Da-ți nu de atâta fericire, că mi-a dat ieta o zis cu mine. Trăsca o mai altă înălțime. Un care ieta? De vaște! Ești însurat. De 18 ani, înălțime. În secret. Și unde ți-a nevastră? Cum unde-i nevastră? La cârciumă, înălțime. Dar ce face la cârciumă? Ce să facă la cârciumă? Vinde băutură, înălțime. Baroană? Vinde băutură? Nu, ce fel de baroană? Încă mama i-a fost femeie cinstită. Nu s-a primitat ea la baron de fel, nici dacă ar fi fost poliți cu aur, înălțime. Dar și eu sunt de neam și... Cum, înălțimea voastră, nu ești prințesa? Care prințesă, nu? Care prințesă? Stăpâna moșii noastre! Păi, anul ăsta ești, de dat că nu-ți mai recunoști stăpâna baroane veți. Ce fel de baroane veți? Nu sunt niciun fel de baroane veți. Dar cine ești? Eu sunt tău. Sunt șnec. Ce fel de șnec? Șnec! Primarul din Valea Ursului. Care primarul? Primarul și cărciumarul. Sunt și bea, înălțime. E din fața 8 de metru ciumar de tipa la noi în costor. Și primor, pe deasupra. Oh. Aici ești baroană? Te caut peste tot. Aici, altfel. Mi se comunică, dragă, că fata aceea este aici, în palat, și vrea să-mi vorbească. Nici nu mă miră, alteță. Țara noi ăștia, sunt o impertinență, dar sunt toate. Dar de ce este în sfârșit prilejul să află adevărul? Lăsați-mă, Zicu! Lăsați-mă, Zicu! Alteță, sunt Cristina de la poștă. Domnișoară de la poștă, ți-ai greșit adresa. Ia-te-o, realteță. Apropie de credință, trebuie să ai conștiința curată dacă îndrăznești să vin fața mea. Alteță, am venit să vă spun tot adevărul, tot ce mi s-a întâmplat cu copil eu. Te ascult. E să fii scurtă, telegrafistă.
prinții. Ce spun eu? Din experiență. Hai! Dar cine lui era aici? Greta! Ah. Ce faci, Greta? Bine! Bine? Măi, ce mândru ești îmbrăcată! Ai primit în slujba la curte? Dar văd așa dumneata, ai intrat în slujba! Ești mulțumit? Da, eu sunt mulțumit. Nu știu cum vor fi boierii și găinile lor. Găinile? Dar ce le-ai făcut? Nu să taie vreo 60 pentru premiu. Păi dacă le dai pe toate, peste cine o să mai fii șef? Fii pe atâta pată, bă. Ce? Asta-i slujba pentru mine. Să stau toată ziua să mă uit cum să ouă o găină. Păi, atunci fă-ți gospodăria, Dan. Soară, drăguță. Pace, panici, nu mesa. Oh,
Bye.
Dar totuși,
pieță răcuță. E un marchiz! Blazonul meu a fi tot distrus. Sunt a fi distrus? Nu. Ai compromis-o? Ești de acord cu această reparație. De ce? Refac? Domnișoară, vă rog să mă iertați și mâna să-mi acordați. Cum? Nu vreți? Refuzați? Un moment. Așteptați. Thank you.
uitați, dragilor, în mele păsărele. Vreți să mă faceți să cred că sunteți vesele? A, știu eu că nu sunt. Ce ați căutat aici? Pe mine? M-au dus cu desila. Tu, Urdo, tu ai vrut la curte. Vezi ce-i pățit? Au făcut marchii? Eu zic, o să ștergem în munți. Acolo e cel mai frumos. Dar mai întâi va trebui să stăm să vorbim cu ea.
Vorbește, iubitul meu! E, dar stii mobile, vine în pace, tu de lui, pentru că tu ești primul în cauză, nu-i așa? Eu, hai să-i că îți dau în spate să faci. Ascultă, închide ochii. Și gândește-te la milioanele ei, nu? Milioanele? Oh, ai seama? Vă să zic că o să avem luptă!
Dumneata! Te-am văzut întâi și tii pentru prima oară! O să facem fericirea mea! Stanislas! Prezent! Umblă ușor cu inima mea, că se zbate ca un pui de oabie într-un pom de pădua. Dar foarte serios! Vrei să vă iei de nevastă? De ce nu? Doar sunt un om curajos, nu? Știam eu că emoțiile astea nu vor fi degeaba! Ei, ei, nu vor fi degeaba! Așadar, primești... cu o viteză amețitoare. Dar ce să zic un unchiul? Da, ce-ala face el cu fericirea? Așa-i, așa-i, uitați-l că ești cu fericirea unchiul. Thank you.
mea aici la curte. Nici Cristina nu vrea să se mărite cu marchizul ăla sau ce. Eu nu vreau să merg, că mi-e rușine de prințesă. Dar de ce, frate, că atunci la Hans... Lasă-l la mâine! Nu. Că a fost atât de tâmpit și după aia la curte i-a mai zis că sunt și cu mânăbi și... Bucurați-vă de libertate! Madame, locul lor, te rog să ia